Deocamdată n-am ce dezvolta, preocuparea noastră există la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, vom discuta cu primul ministru, vom discuta și politic dacă e nevoie, să vedem dacă se poate urgenta în Parlament trecerea în mod corespunzător a acelui proiect de lege. Personalul nu cunosc, dar înțeleg că a trecut la comisii, sunt la comisii de industrie, de apărare, deci cred că lucrează împreună. Da. Eu sper să reluăm foarte curând, azi, mâine, poimine, discuțiile pe această temă, astfel încât nu vreau să apară că vrem noi să impulsionăm sau să împingem Parlamentul de la spate. Dar e limpede că situația din teren, viața de zi cu zi, ne obligă să reluăm această discuție. Fie că ei urgentează, fie că împreună găsim o modalitate, venim mai mulți la comisie să treacă mai repede, fie, știu eu, alte soluții. Aduceți-vă aminte că la sfârșitul anului, când am aprobat proiectul, am adoptat proiectul de lege în guvern, finalul discursului premierului a fost cam așa. Trimitem la Parlament, pentru că așa e corect. Dar dacă lucrurile nu vor merge cum trebuie, și eu, domnul Ponta, și domnul Struie, ne vom asuma răspunderea și vom vedea cum o rezolvăm. Eu sper să decurgă corect lucrurile în Parlament, dar sunt obligat să vă informez că vom relua aceste discuții să nu mai lungim. Asta e toată chestia. Dar v-au cerut cei din comisii la Noi mulți colegi care au mers la comisie, eu nu cunosc toate amănântele aceste discuții, dacă domnul secretar de stat. Am avut deja mai multe întrevederi la nivelul comisiilor din Senat. S-au propus extrem de multe amendamente, au fost examinate amendamentele, unele sunt în fază finală de a fi conturate. Deci avem un interes ridicat și noi, dar și membrii comisiilor. Deci acest lucru pot să vi-l asigur, să vă garantez. Există un interes extrem și de o parte și de alta ca lucrurile să meargă înainte. Oricum, și cu asta închei chestiunea asta eu, oricum noi ne bazăm în continuare pe dumneavoastră că ne veți acorda sprijin în această chestiune din cauza celor ceea ce vedem că se întâmplă pe șoselele patriei aproape în fiecare weekend, nu mai vorbesc de sărbătorile acestea, aproape în fiecare weekend și de ce nu zilnic. Deocamdată n-am aceste elemente, dar vă pot spune că în anumite situații fortuite, de pildă chiar pentru iarna aceasta, deși n-a fost foarte aspre, s-au scos de la rezervele de stat anumite cantități pentru a se asigura oamenilor trecerea iernii în mod corespunzător și implicit noi trebuie să venim cu completarea acestor stocuri. De unde? Bani de la bugetul de stat. În urmare, ceea ce spun eu aici este că vom face o discuție serioasă în guvern, vom vedea care sunt situațiile pe toate palierele, că nu e vorba numai de combustibil, de motorină sau e vorba și de multe alte tipuri de bunuri care trebuie să înlocuite de la rând, expirate ca durată de funcționare, de menținere spre a fi date oamenilor în anumite situații. Deci toate acestea trebuie să înlocuite. E vorba de o evaluare. Și guvernul vom vedea în ce măsură va avea sursele necesare să o facem dintr-o dată, să o facem etapizat, în orice caz. De când nu s-a mai făcut această completare? Ei nu, s-a mai completat, însă aici este vorba de rezerve și la motorină, și la benzină, și la conserve. Și ele au fost folosite, și anul trecut eu nu mi-amintesc să fi dat decât o singură dată vreo 2 milioane de roni pentru ceea ce s-a întâmplat. Vom vedea. Eu doar am anunțat că este o situație pe care noi o considerăm extrem de importantă. Va trebui să mergem și în CSAT să reglăm această chestiune, pentru că totuși CSAT-ul este cel care se preocupă în mod special, în afara guvernului, care dă banii. CSAT-ul urmărește, supraveghează asigurarea acestor stocuri pentru situații de necesitate, cu treburi, inundații, alte nenorociri. Ultima întrebare, vă rog frumos. În lista de sponsorizare. Domnule ministru, Microfonul.
trebuie să punem în acord viața curentă de fiecare zi a unei structuri cu legislația care guvernează acea structură. Nu știți că s-a întâmplat ceva cu ordonanță, a fost respinsă, acum vom vedea cum vom redimensiona. Nu e nimic savant, nu e nimic extraordinar, dar sunt niște priorități, pentru că trebuie să mergem înainte. Ea are un anumit specific această structură de GAO. Va trebui să menținem în continuare cu mare atenție prevenția. Prevenția este o activitate extrem de importantă în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, deoarece ea trebuie să supravegheze, să urmărească tot sistemul nostru, polițiști, polițiști de frontieră, jandarmi și toate celelalte, și toți ceilalți lucrători din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Ei, vom vedea cum vom redimensiona această structură. Pe de altă parte, cei care ar trebui să îndinească atribuțiile de poliție judiciară pentru fapte și acte săvârșite de către personal al Ministerului Afacerilor Interne, de asemenea trebuie să intre în competența acestui DGA. E un fel de poliție tip interne care supraveghează polițiștii din, și numai polițiștii, jandarmii. De angajat nu poate fi vorba. Stați liniștit. Din potrivă. Da, eu cred că aici aș putea să ofer chiar domnului secretar de stat cuvântul, dar după întâmplările dinainte de Crăciun, am dispus să se reia întregul act normativ, care și de fapt sunt mai multe și hotărâri de guvern, tot procedeul de acordare a acestor permise și vreau să vă dau un singur exemplu. Mie nu-mi este clar cum Dumnezeu, atunci când vrei să iei un carnet de conducere, te duci și dai examen și exersezi cu mașină, faci, nu știu, ce faci acolo pe stradă, când iei pistolul, fie el și cu cartușe, cu glanțe de cauciuc, iei un certificat și Dumnezeu știe dacă știi să iei pistolul în mână, nu știi. Noi aici trebuie să fim foarte atenți și va trebui să umblăm foarte serios la testul psihologic, cine și cum și când și cât timp va fi valabil, la exersarea unor asemenea operațiuni cu astfel de arme, dacă cineva dorește să-și obțină acest permis, și evident la o reevaluare a tuturor posesorilor care au astfel de arme, în primul rând pe zona psihologică, dar nu numai cine sunt, ce fac. Poate că sunt, nu știu, miniștri, poate că sunt bandiți, poate că sunt, habar n-am. Trebuie să vedem toată legislația noastră, eu fac precizarea că oricum este foarte aspră raportat la legislația europeană. Dar cred că nu pune punctul pe ei în anumite circunstanțe. Problema testului psihologic și problema exersării. Pentru că nu poți să iei o armă, să o bagi în dulap și după 3 ani să ieși cu ea pe stradă să tragi. S-ar putea să te puști în picior dacă n-ai exercițiu. Și aici domnul secretar de stat, dacă dorește să vedea în ce fază sunt cu evaluarea acestor acte normative care guvernează în acest moment problematica, îl rog. Vă mulțumesc, domnule ministru. Suntem într-o fază destul de avansată. De altfel, în luna noiembrie am primit această dispoziție să ne ocupăm în cadrul unui grup integrat, să reevaluăm, să reexaminăm tot ceea ce înseamnă avizare, procurare, deținere, port, înstrăinare, folosire, inclusiv operațiile celelalte cu arme, care să conducă la o stare de normalitate pe ceea ce afirma domnul ministru Stroie un pic mai devreme. Odată, urmărim să identificăm soluțiile, zicem noi, potrivite. Noi am dorit cele mai bune și de acolo și plecăm. Astfel încât să ridicăm exigența în domeniul examinărilor psihologice și medicale. Vă reamintesc, eu sunt convins că dumneavoastră cunoașteți, dar vă reamintesc faptul că astăzi facem un examen psihologic la 5 ani de zile, atunci când și prelungim valabilitatea permisului de armă. Și apoi, neapărat obligativitatea instruirii teoretice și practice a celor care doresc sau sunt posesori de armă. Pentru faptul că trebuie să ne asigurăm că cel care are în posesie o astfel de armă știe ce să facă cu ea. Știe să o utilizeze.
Una e să folosești arma la o distanță de o jumătate de metru și alta e la 50 de metri. Acum, avem în atenție, vorbesc de ceea ce dumneavoastră spuneați puțin mai devreme. Noi discutăm acum despre armele neletale, cele cu bile de regulă. La ele vă referiați, sunt convins. Bun. Acum, scopul nostru este acela să selectăm cât mai riguros, chirurgical, pe cei care trebuie să poarte arme și să-i instruim corect, corespunzător. Fie noi, fie o altă autoritate pe care trebuie să o identificăm în lege, să o conturăm în lege. Vreau să vă spun următorul lucru. Apropo de arme, am luat o situație din 28 de țări. Am aici pe masă o situație din 28 de țări. Vreau să vă spun așa, la 100.000 de locuitori, câte arme deține România. Dacă Germania, de pildă, are 30,3, dacă Franța, 31,2, dacă Austria, 21,9, România are 0,7 arme. Ceea ce spunea domnul ministru mai devreme, avem o legislație extrem de, de severă pe componenta aceasta. Dar iată că, din păcate, scopul nu este scopul persoanei fizice care dorește să-și procure o armă pentru autoapărare, nu este acesta. De cele mai multe ori asistăm, din păcate, la folosirea acestor arme de autoapărare în conflicte spontane. Și din acest motiv mă gândesc că ați pus dumneavoastră întrebarea. Deci ne interesează, ne pasă și vrem să facem regulă și rânduială și aici. Vă mulțumesc. Doamne, nu. Dragi, suntem o populație de nu știu câte milioane exact, ca să nu greșesc, să nu ne trezim cu probleme. Dar în 18-19 milioane suntem. Ar fi foarte bine dacă am putea preveni tot ceea ce se poate întâmpla acasă, între soți, între prieteni, între neamuri, la serviciu. Preocuparea noastră este mai mult pe stradă, dar chiar și aici, chiar și aici, nu putem fi peste tot în același timp. N-avem cum. Sigur că nu este în regulă că se întâmplă lucrurile acestea, dar cine le poate preveni? Când mi-a explicat domnul general mai devreme ideea cum să facem, să acordăm celor care solicită arme, eu aș mai introduce o necunoscută în ecuația asta, ca să nu zic un criteriu. Nu trebuie să vedem întâi și întâi. Să spun sau să nu spun. Nivelul de educație, domnule. Domnule, nivelul de educație. Pentru că nu te poți juca totuși cu pistolul. Chiar dacă e cu gloanțe de cauciuc sau cu gaze sau cu ce-o fi el. Sigur că nu știu dacă suntem noi în măsură. Asta va fi o discuție care va intra într-un proiect de lege. Legea va fi discutată în Parlament. Deputații din Parlament și senatorii gândesc mult mai complex decât o putem face noi aici, în mod unilateral, la Ministerul Afacerilor Interne. Dar avem în gând acest lucru. Deci ce să vă răspund? Nu cred că trebuie să-mi fac griji, deși orice este posibil. Omul este un animal foarte complex. Domnul ministru a spus ceva mai devreme că anul acesta vor fi făcute acțiuni pentru desfășurarea corectă a tuturor alegerilor care vor fi în acest an. Nu, este vorba de pregătire, există niște etape prevăzute de legislația în vigoare, există colaborarea noastră cu AIP-ul pentru că ordonanța este dată și vom vedea cum relaționăm și cu ei și bineînțeles cu Ministerul Dezvoltării care are, să zicem, sub autoritate, sub coordonare, toată structura de administrație locală. În urmare, trebuie să ne gândim de la documentele care trebuie să guverneze și să rezolve această problemă, ordinea publică și ordinea care trebuie asigurată în... Cum? Da, ordinea, paza sacilor, n-aș fi vrut să mai enumăr toate aceste lucruri, pentru că noi asta le cunoașteți.
În orice caz, ele trebuie să asigure faptul că omul va veni liniștit la vot, va vota ce vrea el și că votul lui se va număra acolo la biroul electoral central în mod corect, așa cum a votat. Ce decurge de aici sunt lucrurile specifice activității noastre, cele mai multe dintre ele, specifice și AEP-ului, precum și Ministerului Dezvoltării. Și deja ne ocupăm de lucrul acesta pentru că nu mai e foarte mult. Mâine, păi, unde e luna mai. Dacă nu mai sunt. Vă rog. Mai cu cineva? Vă mulțumim foarte mult. Vă doresc un an nou. Din personale ale familiilor noastre și bună colaborare.